Bună seara, dragi prieteni! Dați-mi voi să vă reamintesc că în acest loc frumos, unul dintre cele mai moderne showroom-uri auto din București, ne-am întâlnit cu dumneavoastră acum câteva ediții, când invitații noștri erau niște oameni de afaceri din Franța. Astăzi tot despre această țară vom vorbi indirect, pentru că oaspetele nostru din această seară este un pictor român stabilit la Paris. Înainte de a vă povesti câteva lucruri despre domnia sa, cred că este momentul să vă spun că niciodată nu m-am bucurat mai mult că s-a inventat televiziunea color, pentru că dacă am fi fost în alb-negru, ediția de astăzi nu ar mai fi avut același farmec. Vom vorbi foarte mult despre culoare și va fi o încântare pentru ochiul dumneavoastră să descopere picturile unui român care a ajuns departe, și la propriu și la figurat. Aveți posibilitatea să vă și spuneți părerile despre această ediție și chiar să-i adresați întrebări pe care eu îi le voi adresa, transmise fiind de dumneavoastră invitatului nostru, și de aceea vă las și un număr de telefon să-l aveți la îndemână: 00 4021 255 1574. Ei, și acum, înainte de a așeza în acest scaun pe invitatul din această seară, haideți să-l cunoaștem pentru început pe cel care astăzi, timp de o oră, va petrece seara alături de dumneavoastră. Regia, filmul, vă rog. Pictorul Ștefan Râdnicianu s-a născut pe 15 august 1954 la Ploiești, a absolvit Liceul de Muzică și Arte Plastice, promoția 1973, la clasa profesorului Sergiu Rugină, cel ce avea să-l învețe să intre în pictură ca într-o religie. Între 1975 și 1979 urmează cursurile Academiei de Belle Art, clasa Ion Sălișteanu, iar la terminarea facultății realizează prima expoziție. Până în prezent are la activ aproximativ 50 de expoziții personale, a expus în galerii din Franța, Belgia, Elveția, Germania, Statele Unite, precum și la saloane internaționale din Hong Kong, Chicago, Istanbul, Qatar. A reprezentat România în 1987 la Trienala Internațională de Pictură de la Sofia, unde a și câștigat unul dintre premii, iar în 1988 a participat la festivalul Cannes-sur-Mer din Franța. Anul 1990 avea să-i aducă pictorului Ștefan Râdnicianu o bursă din partea guvernului francez, iar în 1992, în urma unui concurs, obține un atelier la Cité Internationale des Arts. Din 1997 devine membru corespondent al Academiei Europene de Știință, Artă și Litere. În prezent, pictorul Ștefan Râdnicianu locuiește la Paris, alături de soția sa Doina, de profesie inginer, și de fiul lor Dimitrie, însă revine cu drag în țară ori de câte ori timpul îi permite. Profitând de prezența sa în această perioadă în țară, emisiunea Povești de Viață în Roz vă propune în minutele următoare o incursiune în viața și activitatea pictorului Ștefan Râdnicianu. Așadar, doamnelor și domnilor, să-l poftim pe maestrul Ștefan Râdnicianu. Vă rog frumos! Cum se spune, cobor în jos, luceafăr blând, alunecând fărață. Bine ați venit! Vă rog frumos să luați loc. Sper că ați lăsat emoțiile în culise. În atelier. În atelier, da. Sunteți un parizian la București sau un bucureștean locuind la Paris? Cum vă considerați? Călătoresc în avion spre București și spre Paris. Domnule Râdnicianu, pentru că sunteți până la urmă la o emisiune care are un titlu mai jucăuș, Povești de Viață în Roz, pentru dumneavoastră culorile au o altă semnificație decât pentru noi, oamenii de rând. Este viața în roz pentru dumneavoastră sau ați găsit această nuanță în viața care vă înconjoară? E foarte straniu, rar folosesc în pictura mea roz. Am fost acum vreo 2 ani la Florența și l-am admirat pe Fra Angelico, care folosește realmente roz, sau pe Sandro Botticelli. Poate fi fericită viața în roz, dar cred că viața e fericită când e armonioasă. De ce nu în roz?
Așa este. Astăzi, cuvintele dumneavoastră vor fi însoțite mai în tot timpul de lucrările dumneavoastră. De aceea, în timp ce noi povestim pe ecrane, telespectatorii vor avea posibilitatea să vă cunoască și lucrările. Faceți parte dintre acei artiști care, din păcate, sunt mai cunoscuți în afara granițelor țării decât aici? Cred că pentru orice artist, demersul său plastic este cel mai important. Deci îmi face plăcere. Așa. Pentru că tot avem Ștefan Râmnicianu pe ecran, v-aș întreba, de fapt v-aș ruga să mă combateți. Lumea este tentată să spună despre pictură că ar fi un soi de dolce farniente. Vă încruntați când s-a auzit? Sunt foarte mulți artiști pentru care pictura este un dolce farniente, în mod cert. Pentru mine e departe de așa ceva. Cu riscul de a vă contrazice, pentru mine pictura este un inconfort. Deci, intrând în atelier, intru ca într-un labirint. Vreau să încep această emisiune prin câteva cuvinte pe care le spune marele Brâncuș. Brâncuș spune un lucru extraordinar. Nu mai sunt în această lume. Sunt departe de mine însumi și detașat de trupul meu. Sunt în lucrurile esențiale. Deci este un lucru fantastic. Cred că fiecare artist dorește să ajungă la o esențializare a imaginii sale, la un mod care să-l releve așa cum este el însuși. Deci când vă spun că intru în atelier ca într-un labirint, mi-aduc aminte de Dedal, care a construit labirintul în care Tezeu se înfrunta cu Minotaur. Uneori nu știu cine e Minotaurul și cine e Tezeu. Uneori sunt în același timp și Minotaurul și Tezeu. Pentru că odată spaima îmblăzită, poți chiar să te îndrăgostești de ea. Toți pictorii răspund atât de frumos la întrebări? Nu, sau sunteți un caz aparte? Nu știu dacă e un răspuns frumos. Este un mod de a gândi în această secundă. Domnule Râmnicianu, vreau să vă întreb foarte direct. Prin ce anume v-a supărat România de ați ajuns să fiți pictor român stabilit la Paris? De ce atât de departe de casă? Fundamental, sunt un om. Sunt francez din întâmplare. Spunea un mare filozof francez, Montesquieu. Fundamental, sunt român. Și iubesc foarte mult acest pământ. Dar, datorită unui context, am primit din partea guvernului francez o bursă de studii, am ales acest exil asumat. Este ca un exil asumat. De multe ori sunt împotriva voințele mele la Paris. Pare un paradox, pentru că foarte mulți își doresc să stea la Paris. Și știți de ce? Pentru că îmi lipsește în permanență acest colț care este bucata asta de cer, pământul ăsta areavă. Dacă l-aș avea la Paris, cred că aș fi extrem de încântat. Deci, nu există niciun divorț între mine și România. Neexistând divorț, presupun că nu se poate vorbi de o reconciliere, dar vă gândiți totuși la un moment dat să vă întoarceți acasă, să da, eu mă întorc vă sfârșiți în... aici viața, poate? Mă rog. Mai sunt artiști români care au sfârșit la Paris? Nu, vin destul de des în România pentru că simt această nevoie. Deci nu e vorba de reconciliere. Eu trebuie să mă reconciliez cu mine însumi și cu arta mea. Aici este problema. Cu țara mea sunt în permanență în niște raporturi extrem de corecte. Pentru că până la urmă în emisiunea noastră povestim despre cât este de greu să trăiești departe de țară, cât este de greu să te realizezi, să devii cineva departe de țară. Vreau să mă întreb care a fost lucrul cu care v-ați obișnuit cel mai greu. Ce v-a fost cel mai greu în momentul în care ați devenit pentru început pentru puțin timp parizian, iar apoi pentru, iată, mult mai mult? Cred că sentimentul cel mai acut pe care îl poate avea un român, cel puțin un român la Paris, este nostalgia. Cioran spunea că francezii nu au nostalgie, ei sunt prost dispuși. Nu cunosc acest sentiment de nostalgie. Cred că nostalgia mi-a creat o dramă sufletească. Incredibil, erau detalii, de exemplu, niște pași pe care îi făcusem acum câțiva ani,
mâna pe pahara unui prieten, un cer însorit la scorțeni, fel de fel de lucruri care mi-evocau un fragment din această țară, care văzute lângă Notre-Dame, par extraordinar de îndepărtate și parcă Notre-Dame nu mai are aceeași savoare. Uitați, eu vreau să pun rămășac cu dumneavoastră și pun la bătaie o sticlă de șampanie. E șampanie românească eu, poate câștig una franțuzească din partea dumneavoastră. Vreau să vă uitați către monitor și să vedem dacă recunoașteți clădirea pe care o veți vedea în imagine. Deci vreau să priviți cu mare atenție secvențele următoare și să-mi spuneți ce amintiri vă evocă acel sunt loc. Eu însumi. Deocamdată sunteți dumneavoastră și vă recunosc și eu. Deci dacă strada aceasta vă spune ceva... A, da. Rue Norva. Aici am avut bursa de la Site International de Zah. Da, parcul respectiv. Da, într-adevăr, face foarte mare plăcere. Deci la începutul meu la Paris am câștigat prin concurs o bursă în atelier timp de 2 ani de zile. Deci fereastra aceea era a primului era atelier. Era fereastra în care timp de 2 ani de zile am încercat să cunosc un pic Parisul și impresionismul. Și toți pașii care au fost acolo, să nu uităm în Place du Tertre, au existat toată acea nebunie de început de secol. Modigliani, Picasso, Utrillo, Suzanne Valadon. Ce ferie! Eram uluit că sunt acolo. Era un vis de când eram elev de-a lui Sergiu Rugină. Îl priveam maestrul lucrând, maestrul meu din liceu, și aproape că îl trădam gândindu-mă că într-o zi o să ajung la Paris. Soarta e ciudat. Mi-ați luat șampania. Pentru că emisiunea noastră de obicei are în platoul de filmare familii. Dumneavoastră, iată, din nefericire sunteți singuri la București, pentru că doamna Râmnicianu se află la Paris. Eu sunt absolut convinsă că a găsit un televizor care prinde România Internațional și este acum în sufletește așa linie dreaptă cu dumneavoastră. Simțiți așa o energie? Nu, întotdeauna există un câmp între noi doi, deci chiar dacă n-ar fi în fața televizorului, este cu mine, pentru, și poate că e chiar mai important, că de fapt marile raporturi sunt cele care sunt nevăzute. De data aceasta o să o și vedeți, pentru că noi indirect am invitat-o în emisiunea noastră. De fapt, i-am luat un interviu în pregătirea acestei emisiuni. Am prins-o acasă, am convocat-o într-una din piețele celebre ale Parisului. Cu ocazia aceasta am văzut și noi cum arată Montmartre, despre care știam doar din cărți. Dar nu asta este important. Important este ce ne-a povestit doamna Doina Râmnicianu. Și am să o rog pe Lumița Dumitrescu să îi dea voie să vorbească soției pictorului Ștefan Râmnicianu. Dragi prieteni, bat clopotele în piața Montmartre. Iată, a sosit și cappuccino, mersi beaucoup. Eu mă aflu în două locuri simultan. Sunt și alături de domnul Râmnicianu în platoul de filmare și sunt și alături de doamna Doina Râmnicianu, soția, pentru că nu putem să o neglijăm pe soție într-o emisiune dedicată unui pictor român. Bună ziua! Bună ziua, doamna Râmnicianu! Îmi face plăcere să vă cunosc. Vă cunosc deja de 2 zile și toată echipa mi-a făcut cu mare, mare plăcere să lucrez cu ea și sper ca reportajul să iasă destul de bine. Un pic de emoții, dar... Plăcerea este reciprocă. Oricum, noi vă mulțumim că ne-ați adus în acest loc în care, să zicem, pictorii amatori încearcă să se ridice încet, încet, încet la o sutime din talentul soțului dumneavoastră. Haideți să vorbim despre domnul Râmnicianu și am să vă pun niște întrebări punctuale ca să obțin efectul dorit. În primul rând vreau să vă întreb cum anume v-a cucerit, înțeleg că erați studentă. Ne-am cunoscut pe stradă pentru că am simțit în mersul lui, în toată persoana lui ceva special. Și în mod sigur el a simțit același lucru. Și ca să vă spun un lucru care care spune totul despre relația noastră, cred că Ștefan este pentru mine cadoul pe care cerul mi l-a dat pentru că am iubit pictura și pentru că poate într-o
din mod inconștient, am așteptat întotdeauna o întâlnire cu cineva care face artă. Doamna Râmnicianu, mi-e greu să cred că numai mersul domnului Râmnicianu v-a fermecat. Nu mersul. Avea o atitudine, era departe în același timp și avea o privire care analiza, scruta oamenii. Și mi s-a părut că o persoană care are acest contrast, dacă vreți, o detașare și în același timp o privire așa de adâncă, are idei, face ceva cu ele. A făcut eforturi să vă cucerească? Sau totul a mers liniar, fără probleme? Ștefan este un bărbat cu toate talentele pe care rasa lor așteptăm de la ea. Este un cuceritor. Nu, îi place să se bată, iar eu o aflu acum după 20 de ani, l-am lăsat să-și desfășoare forțele. Sunt curioasă ce reacție va avea când va auzi aceste cuvinte. Eu am să continui să fiu indiscretă și am să vă rog să ne dezvăluiți lucruri pe care probabil nu le vom afla în direct de la soțul dumneavoastră. Cum lucrează domnul Râmnicianu? Este un artist tăcut, îi place să lucreze în liniște, ascultă muzică, sunteți în preajma lui când lucrează sau îi place să fie singur? Cât de mult lucrează la un tablou, cât de ușor îi vine inspirația? Bun, sunt întrebări care presupun că intuiți natura artistului și natura lui Ștefan din discuțiile pe care le-ați avut puțin la telefon. Din punctul meu de vedere, vreau să vă spun că arta este un mister. Și prezența unei persoane alături de artist nu înseamnă deloc că intră în intimitatea lui. Deci i-am respectat intimitatea, i-am respectat atelierul și n-am intrat în atelier decât în clipa în care am fost invitată. Sau când i-ați adus de mâncare, probabil. Nu îi aduc de mâncare în atelier. Tot ce fac este să-l chem. De multe ori răspunsurile mele, apelurile mele rămân fără răspuns. Ștefan este o persoană care năvalnică, impetuoasă. Atunci când lucrează, nu se oprește. Are tehnici care îi cer, cum ar fi să facă tabloul dintr-o singură mișcare. Sunt alte tablouri pe care le face din suprapunere succesive și atunci este obligat să se oprească, să aștepte și în condițiile acestea el lucrează la mai multe tablouri odată. Este un leu plin de forță, plin de căldură, iar relația mea cu el este, nu știu, să caut un cuvânt așa, fantastică, fantastică. Cred că dacă aș avea 10 vieți, asta ar fi viața pe care mi-aș dori-o. E o declarație de dragoste în adevăratul sens al cuvântului. O combinație interesantă între o ingineră și un pictor, nu? Da, numai că inginer are foarte multă, foarte multă poezie. Soția mea este de origine română și ca toți românii, este o persoană tenace, puternică, de onoare. După cum toată lumea știe, românii au reușit să-și păstreze tradiția și au țesut între popoarele printre care au trăit niște legături extrem de trainice, fie în România, în Grecia, în Bulgaria, Europa, Statele Unite. În dragoste există întotdeauna un pic de nebunie, dar și în nebunie există întotdeauna un pic de rațiune, spunea Nietzsche. Deci, toate aceste ingrediente fac la un moment dat ca dragostea să poată dura 20 de ani. Este o femeie remarcabilă, căruia îi mulțumesc foarte mult. Femeie cu multă personalitate, care a contat și contează foarte mult pentru mine. Și o mamă de-a dreptul excepțională.
Despre calitatea noastră de părinte și de părinți vom vorbi ceva mai târziu în emisiune și cred că regia este pregătită cu o nouă serie de lucrări semnate Ștefan Râmnicianu. Prilej, pentru a vă întreba, pentru că am vorbit la un moment dat la Paris cu Doina Râmnicianu, care mi-a povestit cu foarte mare emoție și a amintit cum când era însărcinată cu Dimitrie, făcuți o adevărată pasiune pentru una din lucrările dumneavoastră. Nu știu dacă dumneavoastră vă mai amintiți. Femeile întotdeauna sunt mai atente la detalii. Făcuți o pasiune atât de mare încât a suferit enorm în momentul în care această lucrare, cum este și firesc, a luat drumul normal. Colecție. Exact. Și a plâns și a suferit și am înțeles că v-a pus să încercați să o recuperați. N-a fost posibil. Dumneavoastră cât de greu vă despărțiți de lucrările dumneavoastră? Se spune că artistul pune o parte din sufletul său în fiecare lucrare pe care o face. Am senzația uneori intând în atelier că absolut toate culorile care sunt pe pânze se transmit pe pereți. Și atunci am senzația că pot fi devorat de propriile mele culori. Deci, atelierul nu este niciodată un loc în care nu se întâmplă decât un foșnet al pensulei. El se impregnează de gândurile, de neputințele, de idealurile artistului. Și ele se reîntorc în tine. Deci, să vă răspund la întrebare, dacă îmi pare rău că o lucrare pleacă din atelier, nu știu, orice lucrare odată terminată, ea își revendică propria sa autoritate. Mă elimină. Nu mai există. Lucrarea devine ea însăși, o entitate. De cum multe ori mă uit în fața unor lucrări, sunt la colecționar și mă sfidează și încerc să o aprivoazez, așa cum zic, să o îmblânzesc. E rămâne impenetrabilă. Deci n-am un sentiment de tristețe pierzând o lucrare, pentru că ea e hărăzită de aia pentru a circula. Evident, sunt anumite lucrări pe care le închid, practic, pentru că ele trebuie să rămână într-un patrimoniu personal. Înțeles. Ascultându-vă, nu știu, eu îmi imaginez că toată viața noastră se petrece, practic, între pereții atelierului. Cum arată, de fapt, o zi din viața pictorului Ștefan Râmnicianu? Așa, să vă vorbesc mai puțin despre viața mea în atelier, pentru că probabil că este atât de, probabil, foarte plictisitoare pentru foarte multe lume, pentru că un artist, spre deosebire de un actor, unde este înconjurat de echipe, dar un artist este în permanență singur. Această singurătate este superbă. Cum spunea că ia sunarii ca babata, singurătatea este lucru pe care îl iubești și îl urăsc cel mai mult. Dar este un lucru excepțional să poți să fii singur. Aș putea să vă spun altceva. De exemplu, mie îmi plac foarte mult în Paris duminicile dimineață. E foarte interesant. De ce? Pentru că dimineața Parisul pare puțin dezertat. Și există un itinerariu care mă fascinează realmente. Plecând din Place de l'Opéra, unde încă se mai vede umbra lui Nureyev, care se contopește cu smaraldul și aurul de la Garnier, cobor pe Rue de la Paix și ajungi în Place Vendôme, cu toate buticulele celebre de aur, Hotel Ritz, și cu acea coloană extraordinară, făcută în 1803, ca o comemorare a victoriei de la Austerlitz, făcute din turnurile rusești și prusace, plecând din acea coloană pe care, din păcate, un alt pictor al epocii, Courbet, a avut de suferit, pentru că la Comuna din Paris din 1871 a demolat-o și după aceea l-au pus să o refacă, deci omul a dat faliment. Deci cobori, Jardin de Tuileries în stânga, în dreapta sunt arcadele Louvre-ului și ajungi într-o altă piață superbă, în care încă parcă se mai zărește ghilotina aceea celebră a din 1789, unde au căzut cam multe capete și în care există acel obelisc superb, sunt două. Obeliscul oferit cadou Franței după campania lui Napoleon în Egipt, obeliscul de la Luxor, care are pe Ramses, sunt pe tron,
Iar cel francezii care sunt plini de curtoazie spun că obeliscul de la Carnac este mult mai interesant. Cobor pe Champs-Élysées, care este excepțional, este cea mai frumoasă arteră din lume. În capătul lui Champs-Élysées tronează maestos Arcul de Triumf. Este minunat. Și domnule Râmnicianu, dumneavoastră sunteți un singuratic, în atelier stați singur, vă primați singur prin oraș, aveți prieteni, aveți apucături mai lumești, nu știu, vă place sportul, vă duceți la cinema, se întâmplă și altceva în viața dumneavoastră decât să fiți singur și să înțelegeți lumea și să încercați să o redați în lucrările noastre? Nu, evident, sunt înconjurat în permanență de dincolo de gândurile mele. E adevărat, un artist trăiește foarte mult în el însuși, pentru că nu se poate. N-ai cum să te uiți în fața unei pânze, să-i transmiști ceva din moment ce tu nu ai ceva în tine. Din moment ce nu s-a transmis ceva, este ca o memorie regăsită. Pentru a găsi ceva trebuie să ascunzi. Și prin ascundere, atunci tu ești obligat să recâștigi. Și atunci tu pui pe pânză. Deci nu, evident. Prieteni aveți? Despre prietenie, ce puteți să-mi spuneți? E necesară? Cine își alungă din casă și din suflet prietenia este un om sărac. Cred că marile prietenii au fost dincolo de alt timp, de 89. Vremul acela de restriște, solidaritatea aceea crea niște oameni adevărați. Erau niște sisteme morale, niște sisteme valorice de altă natură. Prietenia are nevoie de timp. Cum spunea François Mitterrand, trebuie să lași timpul timpului. Prietenii ți dă și ți ia Dumnezeu. Eu cred că o să rămân fără răspunsuri la întrebările mele, pentru că fiecare întrebare foarte directă naște o adevărată poezie în răspunsurile dumneavoastră. Deci asta e o deformație. În Franța așa se răspunde. Așa e în Franța. Bun, o să ajungem să povestim despre Franța. Cred că v-am răspuns, dar într-un alt până una alta, până una alta, pentru că telespectatorii noștri sunt curioși să vadă cam în ce case ajung lucrările semnate de Ștefan Râmnicianu. Noi am avut ocazia să intrăm în câteva case de colecționari de artă. Și am constatat cu plăcută surprindere că lucrările dumneavoastră sunt așezate la loc de cinste în case importante din Paris. Nu are atât de mare importanță cine sunt persoanele respective care colecționează artă, dar cred că le va face plăcere și telespectatorilor să-i cunoască pe oamenii deosebiți pe care i-am întâlnit noi, mergând pe urmele lui Ștefan Râmnicianu. Filmul, vă rog! În Franța, cine are în casă un Ștefan Râmnicianu se poate considera norocos. Hugues Bérard este un prosper om de afaceri francez, deseori prezent în țara noastră, firește cu afaceri. Însă primul contact cu România l-a făcut prin pictorul Ștefan Râmnicianu. Lucrările acestuia înnobilează frumosul apartament al colecționarului de artă situat în miezul Parisului. Ceea ce mă impresionează la lucrările lui Ștefan este faptul că ele demonstrează marea maestrie a pictorului, dar, în același timp, ascund și o profundă semnificație. Iar această comuniune a celor două elemente mă face să iubesc atât de mult pictura lui Ștefan. În spatele bulevardului Champs-Élysées, în reședința luxoasă a domnului Ian Bertrac, contraamiral în Marina franceză și mare iubitor de artă, la loc de cinste tronează lucrările artistului său favorit, Ștefan Râmnicianu. Și nici nu știi spre ce să privești mai întâi, spre panorama ce se deschide din ferestrele domnului Bertrac sau spre lucrările de excepție purtând semnătura pictorului de origine română. Écoutez, j'ai connu Stéphane il y a... L-am cunoscut pe Ștefan acum 8 ani, la Paris, și am fost imediat foarte atras de latura foarte originală a lucrărilor sale. Găsesc că opera sa devine mai strălucită de la an la an și cred că este foarte interesant pentru o țară ca Franța, care i-a atras întotdeauna pe artiștii de talie internațională. Deci este foarte interesant pentru patrimoniul Franței să se îmbogățească cu artiștii români sau francezi. Iar pentru Franța, sosirea lui Ștefan la Paris reprezintă un mare câștig.
cred că v-a făcut plăcere să-i ascultați pe interlocutorii noștri și cred că o să vă facă și mai mare plăcere în momentul în care vă voi spune că, iată, am primit două telefoane, bine, am primit mai multe, dar două dintre ele le voi citi chiar acum. Georgiana Pațaichin, vă spune ceva acest nume? Am fost colegi. Soția lui Ivan Pațaichin. Salut cu mare plăcere. Vă transmite că este o onoare pentru televiziunea română să aibă un asemenea invitat, este și părerea noastră, și este emoționată și bucuroasă să vă revadă, chiar și la televizor. Mulțumesc. Iar o telespectatoare, Adina din Canada, spune că această ediție i-a plăcut foarte mult și că îi place foarte mult să vă asculte. Deci putem să povestim în continuare. Eu pot să vă întreb, chiar dacă nu primesc răspunsurile precise și poeziile de care vorbeam înainte, pot să vă întreb în continuare, dar nu o să o fac pentru că mai există încă o persoană deosebită pe care am vizitat-o la Paris și în casa căreia am descoperit o întreagă galerie, Ștefan Râmnicianu, filmul, vă rog. Autostrada spre Rouen aduce echipa televiziunii române în localitatea Pressigny-l'Orcueilleux, la aproximativ 100 km de Paris, unde, într-o reședință demnă de filmele artistice, locuiește doamna Francine Henrich. Fostă ambasadoare a Uniunii Europene, doamna Henrich este în același timp o mare iubitoare de artă. Locuința sa o demonstrează cu prisosință. Pe Ștefan Râmnicianu l-a cunoscut cu 4 ani în urmă la o expoziție a artiștilor din întreaga lume. Astăzi, galeria doamnei Francine Henrich le oferă vizitatorilor un impresionant număr de tablouri ale pictorului român, devenit unul dintre marii săi preferați. Ștefan Râmnicianu traduit très bien. Ștefan Râmnicianu exprimă foarte bine această artă de a trăi a României cu toată bogăția istoriei și a culturii sale. Această lucrare a sa reflectă tema omul cunoașterii. Face parte așadar dintr-o operă cu tema omul cunoașterii. Aveți aici cunoașterea celui de-al treilea ochi, care este prin definiție ochiul cunoașterii. Cu toată această stratificare pe care o vedeți și care reprezintă diferitele civilizații care și-au lăsat amprenta asupra lui. Nous nous trouvons devant une œuvre majeure de Ștefan Râmnicianu. Ne aflăm acum în fața unei opere majore a lui Ștefan Râmnicianu. E una din ultimele sale lucrări. Am descoperit-o acum 8 zile la o mare expoziție desfășurată anual la Paris. Această expoziție are loc o dată pe an și reunește doar pe mari artiști. Și din momentul în care am văzut această operă, pe care o admiraseră deja foarte mulți, am spus, aceasta o vreau. Acesta este șocul emoțional pe care îl produce o pictură a lui Ștefan Râmnicianu și care ne face să dorim să o avem, să fie a noastră, pentru că ea aduce un plus în arta de a trăi. Și întotdeauna în lucrările lui Ștefan regăsim o profundă spiritualitate și de asemenea toată această cultură bizantină, pentru că Ștefan este înainte de toate un român care reflectă cea mai bună imagine a României. Acest lucru dorește el să-l ofere în operele sale, să-și reflecte țara și dragostea de țară față de istoria și cultura țării sale. Dar nu numai în casele colecționarilor din Paris tronează la loc de cinste lucrările dumneavoastră. Știți ce am aflat astăzi? Că singura lucrare din biroul ministrului român al culturii și cultelor, din biroul domnului academician dr. Răzvan Teodorescu, este semnată de dumneavoastră. Știați acest lucru? Evident că face foarte mare plăcere. Cred că știam. Știați? Atunci înseamnă că vă veți bucura să vă anunț că la telefon este acum în direct domnul Răzvan Teodorescu și îi spun bună seara cu drag. Bună seara! Bună seara, Marina! Bună seara, Ștefan! Îți face mare plăcere! Bună seara, Răzvan! Urmăresc toată emisiunea care este dedicată. Apropo, fiind la Paris,
pe Doina, dar l-am văzut pe Dimitri, pe care practic nu știam de când era pe bebuș. Îți seamănă să-ți trăiască amândoi. Mulțumesc, Răzvan. Domnule ministru, ce să facem noi cu acest artist de care, iată, România ar trebui să fie atât de mândră, ca să nu-l lăsăm să îmbătrânească departe de România? Ștefan nu poate să îmbătrânească, în primul rând. Tabela, el nu e departe de România. Cine cunoaște pe Ștefan, cine cunoaște sufletul, poate că am dat seama cum este omul acesta, știe că el este mereu aici cu noi. Oriunde ar fi, Ștefan este un român cu nume de cronică rincomenească, cum scrie meu, parcă Ștefan, nu acum vreo mulți, mulți ani. La expoziția ta, mai țin minte, din toamna lui 88, când a fost un eveniment la Curtea Veche. Eveniment plăcut pentru mulți, neplăcut pentru unii care ne urmăreau foarte atenți. Ștefan este un artist cu totul deosebit. De la începuturile lui acest lucru a fost evident. Era un de Andreișcean ceea ce făcea, pentru că apoi în 88 să ne copleșească cu toți. Am avut atunci curia să scriu ceva în catalogul expoziție de la Curtea Veche și să și vorbesc, dacă mă amintesc bine, la inaugurare. A fost un eveniment. Sobrietatea și pastul, monumentalitatea și grija pentru detalii, tot anunța un virtuos de detalie internațională. Am spus-o de pe atunci, cred. Ștefan este și un caracter, vreau să vă spun, într-o detalii. A fost unul din oamenii care nu și-au măsluit nici biografii, nici gusturi acum 15 ani. Ca să înțelegeți cât de apropiat sunt de pictura lui Ștefan și de Ștefan, vă voi spune că de mai bine de 15 ani biroul meu de lucru este străjuit de un imens panou râmnician, o mână de bronz pe un fondal de aurit de lemn. Și așa cum ați spus, cum v-am mărturisit, singura piesă în noul meu birou de pe Chiselef, de la Ministerul Culturii, este un manuscris de aur, o superbă care pe care admiră toată lumea care vine la mine, dăruită mie de prieten, Ștefan Cărniceanu. Am nu foarte mulți prieteni, dar în această zonă am amici și cunoștințe, sunt încă însă câțiva în această zonă, Ștefan Cărniceanu și Gheorghe Anghel, de care îi consider apropiați, afini sufletește și despre care oricând sunt gata să spun din suflet ceea ce cred, din suflet și din minte, să înțeleg. Vă mulțumim mult de tot, este o onoare să vă avem din nou în emisiunea noastră și orice prezență a dumneavoastră înseamnă un gir, implicit un gir al calității invitatului pe care, iată, l-am ales pentru această seară, pentru a-l prezenta românilor de pretutindeni. Dacă îmi permiteți să-i mulțumesc lui Răzvan, îi mulțumesc foarte mult, mă onorează intervenția ta. Este intervenția unui om de mare cultură al acestei țări. Sunt emoționat gândindu-mă la acea împlinire, acea datorie pe care am avut-o de făcut în 88, ca acel clopot care era premonitor, parcă anunța acea revoluție a României. Îți promit că la următoarea retrospectivă, sper că o să o am, o să facem împreună un nou eveniment. O voi avea cu siguranță și te aștept pentru asta, Ștefane. Îmbrățișează-i pe ai tăi la Paris și sper să ne vedem cât mai curând. Îți prind mâna, cu drag. Cu drag, îmbrățișez. Numai bine și o noapte liniștită, domnule ministru. Este deja târziu, mai avem foarte puțin din emisiunea noastră, domnule Râmnicianu. În sfârșit veți scăpa de emoții și probabil abia după ce vor curge genericele de final, da, vă veți da seama emoția câte n-ați apucat să spune. În atelier am emoții, spaime, aici e lejer, da. Nu vreau să se încheie emisiunea înainte de a vorbi și de admirabilul dumneavoastră băiat. Dar până să povestim despre el, eu am să solicit regiei următorul material filmat. Vă rog frumos, colegi.
Dragi prieteni, o să vă induc puțin în eroare. Nu suntem într-o bibliotecă așa cum ați putea crede văzând această imagine, ci dacă îl rog pe colegul meu să lărgească puțin cadrul, veți descoperi în spatele meu o operă de artă și vă voi ajuta spunându-vă că ne aflăm în atelierul pictorului Ștefan Râmnicianu. Chiar aici, la Paris, vom vorbi așadar, să vedem dacă vom vorbi chiar cu pictorul. Așa vă așteptați noastră să se întâmple în atelier. Am să te rog să te întorci cu fața la cadru. Acest tânăr înalt, care nu se mai sfârșește, este fiul pictorului Ștefan Râmnicianu. Deci numele tău complet cum este? Dimitrie Râmnicianu. Dimitrie Râmnicianu. Și am să-i cer scuze tatălui tău, care acum ne privește, pentru faptul că am pătruns în atelierul domniei sale în absența stăpânului, ca să zic așa. Să povestim puțin despre tata, de acord? Da, bineînțeles. Spune-mi, te rog frumos, dacă tatăl tău a avut timp printre lucrările acestea să mai petreacă vremea și cu tine, să, mă rog, să aveți o relație ca de la copil la părinte. E o întrebare foarte personală, să spun adevărul. Avem o relație foarte complicată și foarte specială. Aș putea chiar să vă mărturisesc că și în lipsa lui am impresia că e lângă mine și parcă îl și aud vorbind cu mine sau când îmi dă sfaturi. Deci, și când n-are timp, parcă reușim să construim ceva împreună. Ești un admirator al tatălui tău? Îți plac lucrările lui? Da, am putea să spunem așa. Spune-mi, îl moștenești? Îi calci pe urme? Bineînțeles că cu personalitatea lui ar fi fost grea să nu fiu influențat, dar câteva lucruri am preluat. Am moștenit. Dar bineînțeles, fiecare e diferent și avem amândoi personalități foarte marcate. Desenezi? Pictezi? Când eram mic, aveam obiceiul să pictez. Și a băgat de seamă și a văzut că eram destul de talentat. Și deci, i-a fost un pic teamă să prind gustul, să prind virusul. Și deci m-a ecartat de cette voie. Aha, deci te-a îndepărtat de la această cale. Și spre ce te pregătești să o apuci după ce termini școala? Ai aproape 18 ani, deci sfârșitul școlii e pe aproape. Da, încă unde mă rămâne anul ăsta și la anul o să încerc să fac ce se cheamă aici clasă preparatoare. Deci o să durează cam 2 ani de pregătire și după aia o școală de comerț, care se cheamă HUC, Haute École de Comerț. Deci tu ești cu picioarele mult mai bine înfipte în realitate. Încerc. Uite, Dimitrie, tatăl tău acum ne privește și probabil se întreabă ce căutăm noi în atelierul dânsului. Da. Poate vrei să-i transmiți un mesaj. Destul de greu. Poți să-i spui și în franceză, dacă ți-e mai ușor. En français, alors, cette fois-ci. Juste pour mon père, je voudrais juste lui dire deux, trois mots qui sont très importants pour moi. Maintenant que j'ai l'occasion de le dire, en plus que beaucoup de gens m'écoutent, je voudrais lui dire combien je suis fier de lui et combien je l'aime. Mulțumesc mult de tot, domnule Râmnicianu. Cred că o asemenea declarație v-a mers direct la suflet. Și acum eu propun să ne retragem ca să lăsăm totuși pe colegul meu să ne arate atelierul. De acord? Bun. Mulțumesc. Eu vă propun să profităm de aceste imagini pe care le urmăresc telespectatorii în continuare și să continuăm noi dialogul. În primul rând vreau să vă întreb ce anume v-a transmis fiul dumneavoastră, pentru că nu toți cunosc limba franceză. Mi-a spus că e mândru de mine și că mă și iubește. Și că vă iubește. E foarte important ca un copil să fie mândru de părinte. Numai, emoționat ideea de a avea un copil. Cred că toți părinții sunt emoționați când își privesc copiii. Evident, nu fac o excepție. Vedeți, familia este ca un pod. Mi-aduc aminte filmul Siberiada. Această metaforă este extraordinară. Generațiile se construiesc prin transmitere. Trebuie să știi să transmiți. Iar exemplul personal este extrem de important. Pentru că el se înrădăcinează. Părintele este o călăuză.
numai altceva, o călăuză, îl străbate un segment de timp și spațiu, după care îl abandonează în propria sa personalitate. Dimitri este un copil care sper că va avea o viață demnă și plină de onoare. Faptul că este la liceul Henri IV, care este, poate e prea modest, liceul Henri IV este cel mai important liceu din Paris. Anul acesta va da bacalaureatul. Acest lucru certifică că până în acest moment este pe calea royală. Sper să o continue. Vă doresc din toată inima să-l vedeți pe fiul dumneavoastră în acel punct în care orice părinte dorește să-și vadă copilul. Domnule Râmnicianu, mai avem 4 minute din emisiunea noastră și am rezervat acest ultim crâmpei de timp unui lucru pentru care eu, sinceră să fiu, am emoții. Este pentru prima oară când se întâmplă așa ceva la noi în emisiune. Este așa numitul happening artistic. Și ideea dumneavoastră, noi am prins-o din zbor și v-am creat condiții. Să cobor șimera în realitate. Da, am să vă rog să vă desprindeți de locul acesta static, să vă îndreptați către improvizata masă de lucru pe care am încercat să vă creăm aici în platou și să le invităm pe cele trei fete pe care dumneavoastră veți avea ocazia să le pictați în direct. Ele au fost pregătite înainte de emisiune, deci sunt pe jumătate pictate de Ștefan Râmnicianu și acum pe o muzică cu Ella Fitzgerald, maestrul, îl veți vedea pe maestru la lucru. Cigarette holder, which wakes me over his shoulder. He digs me out, catting that satin dove. Baby, shall we go out stepping careful? You're flipping, speaks Latin, that's Latin now. He's nobody's fool, so I'm playing it cool as can be. Această seară v-am oferit întâlnirea cu un om de excepție, cu un artist de excepție, pe care, iată, acum mult mai mulți români au avut ocazia să-l cunoască. Ștefan Râmnicianu a fost pentru dumneavoastră la România Internațional. Final. Nu, altceva. Ia uite acest lucru. Excepțional. Asta va face... Azi e ora de visare.
le dovedim, nori în calea noastră iar se risipesc.